Haideți să vedem cum putem muta iconițe multiple pe ecranul iPhone-ului vostru. Așadar, pentru a multa mai multe iconițe în același timp în homescreen, trebuie să facem acest lucru. Apăsăm pe una dintre acestea, Editare, Homescreen, după care pur și simplu o selectăm și după aceea pur și simplu selectăm iconițele dorite. Ele vor fi adăugate într-un pachet, numerotate, și pot fi duse pe oricare dintre paginile alese de voi. Așadar, încă o dată selectăm o iconiță după care clic pe celelalte, iconițele pe care doriți să le mutați, sunt adăugate în acest pachet, observați, aveți și numărul iconițelor indicat și puteți să le duceți pe oricare dintre paginile alese de voi, spre exemplu pentru a cataloga aplicațiile în funcție de aplicații foto, video, jocuri și așa mai departe. Așadar, simplu de tot, puteți muta acum mai multe iconițe pe ecranul iPhone-ului vostru în home screen. Eu am aici iPhone 11, iOS 14.